Pompierii vâlceni au fost solicitați aseară pentru stingerea unui incendiu în localitatea Câineni, Satrobești. Un tir încărcat cu traverse de lemn, care se afla într-o parcare, a luat foc cel mai probabil din cauza unui scurt circuit electric. Pompierii au reușit să lichideze incendiul fără să fi produs pagube majore. Din fericire, nu au fost victime, iar traficul rutier nu a avut de suferit.